În aceste zile frumoase și însorite, ce poate fi mai frumos decât să fim mai aproape de natură? O asemenea experiență a trăit și interpreta de muzică populară, Laurenția Coptileț, care, provocată de reporterul nostru Iulia Deliu, a încercat pentru o zi meseria de ciopan. Așa că, în continuare, vedem un reportaj de la Stâna de Oi. Da, greu-i bun să o luare, am adus-o. Da, nu curge! Laurenția, ia uite aici, Laurenția! Ciobănițe, ciobance, cum vor. Știi că am pus ochiul și el din mijloc. E bun. Ea spune, aaa! Norocă. Dacă îți dorești să guși din viața de la stână, primăvara este sezonul potrivit. Mielușeii zburdă, dealurile au înverzit, iar soarele este potrivit de blând cât să-ți petreci toată ziua în natură. Am venit să vedem cum e viața la stână, să mulgem oițele, să le paștem, într-un cuvânt să avem grijă de ele. Draga mea, ia zi, ești pregătită? Sunt foarte pregătită, mi-ai lansat provocarea vieții miele. Sunt pregătită să încerc absolut tot ce-mi propui. Am zis că mă las pe mâinile tale azi, să văd de ce ești în sare. Să știi că am organizat un safari de Moldova pe cinstea. Ia zi, mi-ai mulți oi. Niciodată, în premieră o să fac asta, cred că azi. Nu am mulți niciodată, vacă, oaie, capră. Ziua la stână începe diste dimineață când se ivesc zorii. După ce oițele au fost mulse, la ora 8 dimineață am pornit cu mioarele la pășune. Iulia! Am înțeles că-ți găsim mire, nu ied. Laurenția, eu ne-am găsit eduță. Am ce pune pe masa de Paște. Oițele vă ascultă foarte bine. Nu m-am așteptat chiar atât de ușor să paște oile pe deal. Care este secretul? E foarte simplu de a le paște, pentru că fiecare șoban își dresează cârdul de oi după dânsul. Adică odată și le dat drumul din ocol, pășunii este, te pui în fața lor, ele nu aleargă, merg de urma ta, încet, încet te depărtezi tu, el tot vin de urma ta ca să le paști. E și o meserie de a fi șoban, adică trebuie să știi cum să o paști, trebuie să-i dai voie este să se împrăște cât de tare, pentru că oaia își alege fiecare buruiană, adică nu mănâncă chiar tă de la o altă. Dar dacă ar dispărea acum toți ciobanii care sunt cu noi și am rămâne eu cu Laurenția, credeți că ne-am descurcat? Foarte simplu. Foarte simplu. Suntem niște ciobănițe, ciobance, cum or. Ciobănițe bune. Am adus-o. Da, nu curge. Da, da, da. Niet. Laurenția, ia zi-mi, te rog, dar tu știi de ce au clopoței ăștia la gât oițele, talan, care fac asta? Dar de ce m-ai întrebat asta? Sunt curioasă cât de mult te-ai informat. Dacă știu de... Uite, nu m-am informat foarte tare. Eu știu de ce. Să se găsească, cred. Noi se... Așa e, așa e, așa e corect, Laurenția. E corect. De parcă erau dresate, oițele mergeau organizat și își ascultau ciobanul. După câteva ore în care au păscut în voie, mioarele au avut nevoie de odihnă. În acest timp am înțeles că viața la stână implică muncă, rezistență, dar și responsabilitate. Nu știu cum tu, Laurenția, dar eu am obosit. Câteva ore pe deal și au lăsat amprenta. Cum ți se pare viața la stână, viața de ciobăniță? Îmi se pare ceva foarte greu pentru oamenii ăștia care stau aici zi de zi, se trezesc foarte devreme, se culcă foarte târziu. Cred că e o muncă grea, dar îmi place. După ore bune în care am colindat printre câmpii acoperite cu iarbă verde, am cântat și am păzit oițele în timp ce pășteau, a venit timpul să ne întoarcem la stână. Șuieratul ciobanului a fost suficient cât să adune toate oițele și să pornim. Mergem spre stână după câteva ore în care am tot colindat pe dealurile acestui sat și am păscut oițele și căprițele. Mergem la stână și urmează să le mulgem, dar Laurenția, zic eu să le cântăm un cântec, poate dau mai mult lapte, știi? Hai să încercăm! Că tu mereu ai idei geniale, nu pot să spun că asta nu face parte din lista aia întreagă. Bine! Sus la stână, Doamne Rai, șobanaș, bădița meu, de cum înverzești plaie, șobanașule, oricât urma gata-i stână, șobanaș, bădița meu, nu mai pot, nu am aer! Am mers... Hai să faci videoclip tău, Laurenția! Eu am mers...
Am venit aici ca să caut Iuliei Miri. Eu nu înțeleg. Iaca, de ce ai venit? Știi că am pus ochiul și el de mijloc, că ia uite în albastru. Oho, prea mari preferințe ai. Odată ajunse la stână, cele 200 de mioare trebuie mulse, o activitate care implică multă dibăcie. Am adus mult, dar nu curge. Nu pot, nu vreau. Trebuie să o trag, dar nu pot. De ce fata asta nu poate mulge o oaie? Anișoara, ajutor! A pus oița de pulpă și mulge de pe. Uite, nu pot face asta. Hai, nu pot. Ia și mulțumesc, nu vrei tu să încerci? Afrodita, draga mea, hai dă un pic de lăptic. Dar nu o masăm mai întâi, să fie bine, să... Eu fost deja masată. O fost masată, da? Așa. Ia, a să reușești să iei... Ia, cu două degeți. Da? Laurența, ia uite aici, Laurența! Și vine pipădița milalină. Laptele mult trebuie strecurat, după care este bun pentru a fi consumat. Chiar vreau să gust, sunt foarte curioasă ce gust are, dacă n-am gustat niciodată. E clar, e lapte, dar e de oaie. E, hai, noroc! Hai, sănătate! Hai că ne-ai promis că încerci tu prima, hai! Dacă nu mor, beau și eu. E bun. Cum să zic, fața ta cam spus altceva. E bun. Ea spune aaa. În concluzie, putem spune că viața la stână nu este una ușoară, iar meseria de cioban este una solicitantă. De e ploaie, vânt sau caniculă, ciobanul trebuie să stea cu oile pe dealuri. Diminețele lor încep în zori și muncesc până seara târziu, plus că oile trebuie mulse de câteva ori pe zi. Laurența, s-a încheiat activitatea noastră la stână și, așa cum spune tradiția, trebuie să gustăm și din ceea ce ne oferă oițele noastre. Avem brânză și caș aici, da? Da. Da, mai întâi de toate, hai. Mulțumesc, draga mea, pentru această experiență. A fost minunat. Mulțumesc ție, a fost perfect. Cea mai tare provocare din viața mea. Hai, noroc.